Top Radio Jadovța, o emisiune cu fiecare la acestui oraș. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Urmăriți știri și evenimente locale. Emisiunea noastră de astăzi debutează cu rubrica Info Poliție, două cazuri prezentate de polițiștii rădăuțeni. Am 14 ani și mă aflu în acest birou pentru un telefon care eu l-am cumpărat. Deci asta e varianta ta, nu? Da. Dar de unde l-ai cumpărat? De la un băiat, acum 3-4 zile. În seara de zile de 27-11-2007, m-a parcat mașina în fața blocului pe Mihai Viteazu, numărul 11, după care am coborât pe jumătate de oră din bloc, la care am văzut lipsă unei pe 3 player și un telefon marca Nokia 1112. În dimineața zilei de 28-11-2007, la Poliția Municipiului Rădăuți s-a prezentat numitul Robu Vasile Florin, care a reclamat faptul că în seara de 27-11-2007 i s-a sustras din autoturismul său Nissan Laurel un MP3 player și un telefon mobil marca Nokia. Astăzi, organele de poliție au făcut verificări, iar în urma percheziției corporale efectuate asupra numitului MP din Municipiul Rădăuți, s-a găsit un telefon mobil marca Nokia 1112 care are codul IMEI identic cu cel al telefonului sustras și care a fost reclamat de robul Vasile Florin. Minorului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost plecat timp de 2 luni de zile, perioada august-octombrie 2007, în Italia, revenind acum 1 lună de zile și săvârșind mai multe furturi din autoturisme pe raza municipiului Rădăuți. În seara zilei de duminică 25 noiembrie 2007, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată cu privire la faptul că din Biserica Sfântul Ilie, situată în cartierul Hipodrom al municipiului nostru, persoane necunoscute au sustras o sumă importantă de bani, respectiv aproximativ 35 de milioane de lei vechi. După sesizare și efectuarea cercetării la fața locului, echipa operativă, în cursul dimineții celei de-a doua zi, a reușit să identifice autorul în persoana unui puști de la noi din municipiu, în vârstă de 12 ani, elev la o școală generală din apropiere. Cu greu a recunoscut fapta comisă și a și descris modul de operare folosit de el, astfel. După ce a fost încheiată o slujbă de înmormântare oficiată de slujitorii bisericii, copilul respectiv, știind că biserica urmează a fi închisă, a rămas în incinta bisericii, respectiv s-a ascuns în clopotniță, după care, după ce biserica a fost închisă, a coborât, a căutat locurile din care știa că stau depozitați bani în biserică, a ajuns în pangard, iar din acest loc, dintr-un sertar al biroului, a sustras suma de bani respectivă. A încercat să iasă pe un geam, nereușind, a deschis zăvoarele ușii din interior, ușii principale de intrare în biserică, a împins ușa și a ieșit în exterior, din curte, fugind acasă. Banii sustrași i-a ascuns în dulapul din camera sa, în dulapul său de haine, necheltuind aproape nimic. Fiind audiat și recunoscând fapta comisă, minorul a și predat banii respectivi, constatându-se de fapt că este vorba de suma de 38.700.000 de lei vechi, bani ce au fost înapoiați bisericii. În continuare, lucrătorii biroului urmează a efectua cercetări asupra minorului cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 208 și 209, alineatul 1 litera G din codul penal. Fie că ați votat sau nu duminica trecută, sunteți probabil curioși să aflați rezultatele scrutinului. În municipiul Rădăuți au existat pentru alegerile europarlamentare un număr de 15 secții de votare, iar pentru referendum, de asemenea, același număr. S-a votat în săli separate. Au fost înregistrați pentru alegeri și referendum
în listele electorale un număr de 25.253 de alegători, iar la vot au participat un număr de aproximativ 6.400. Deci un procent de cât? Ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 27% pentru alegerile europarlamentare și 25% pentru referendumul național. Care este situația în procente obținută de partidele care s-au înscris pe liste? În urma votării au rezultat următoarele rezultate. PD 1933 alegători cu un procent de 29,78%, PLD 1782 alegători 27,46%, PSD 1248 alegători cu un procent de 19,23%, PNL 538 alegători cu un procent de 8,29%, PNG 286 alegători cu un procent de 4,40%, PIN 204 cu un procent de 3,14%, PRM 201 cu un procent de 3,09%, Partidul Conservator 115 alegători cu un procent de 1,77%, PNCCD 77 alegători cu un procent de 1,18%, Partida Romilor 28 alegători cu un procent de 0,43%, Tocheș Ladislau 26 alegători cu un procent de 0,40%, Partidul Verde 21 de alegători cu un procent de 0,32%, UDMR 11 alegători cu un procent de 0,16%. Total alegători 6.489. Au existat situații speciale pe perioada desfășurării votului? Nu. Pe perioada votării nu s-au constatat situații speciale. Nu au existat fraude. Toți membrii secțiilor de votare au fost prezenți la vot, în afară de un singur caz. La Școala Generală 4, secția numărul 98, unde nu s-a prezentat o membră din partea PRM-ului. Cât de mult diferă aceste procente față de situația la nivel județean sau la nivel național? Din ceea ce cunosc, situația la nivel național diferă față de situația la nivel local. În sensul că dacă PD-ul are la noi 29,78%, la nivel național are 28,7%, se apropie. Dar PLD-ul la noi are 27,46%, iar la nivel național în jur de 8%. PSD-ul la noi are 19,23%, la nivel național are 23,1%. PNL-ul are la noi 8,29%, la nivel național 13,5%, deci sunt diferențe față de situația noastră locală comparativ cu cea națională. Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect. Elevii Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi au organizat o serie de manifestări dedicate zilelor de 28 noiembrie 1918, Unirea Bucovinei cu România și 1 decembrie, Ziua Națională a Românilor. Fie ploi din soare, noi mergem voioși, fie zi cu soare sau cerul noros, fie ploi din soare.
Prilejul Zilei Naționale a României a avut loc la Monumentul Eroilor, un tedeum și depuneri de coroane, unde au fost prezenți oficialități locale, politicieni, elevi și veterani de război. Cu această ocazie, veteranii de război au fost invitați să servească o masă festivă organizată în cantina Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți. Ziua de 1 decembrie reprezintă, de fapt, o sinteză a istoriei naționale care s-a petrecut în veacurile de până la 1918. Este pentru noi astăzi un prilej de bucurie și aducem în același timp un omagiu pios celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă ale Europei pentru patria română, România Mare, care s-a înfăptuit la 1 decembrie 1918. Dacă ar fi să ne aducem aminte ce a însemnat 1 decembrie 1918 sau cum s-a ajuns la 1 decembrie 1918, ar trebui să evocăm mai toate momentele importante ale redeșteptării noastre naționale, care încep cu Revoluția de la 1821, continuă cu Revoluția de la 1848, Unirea de la 1859, Independența de la 1877-78, Războaiele Balcanice, războiul în care a participat România cu Pacea de la București din 1913 și, desigur, marea opțiune pe care România a trebuit să o ia în 1916 sau înainte, în 1914, pentru a intra sau nu intra în război, de partea cui să intre în război pentru a înfăptui idealul național care a zămislit o mișcare națională, culturală, ce s-a aflat în jurul unor personalități politice și culturale, precum Ionice Brătianul, Tache Ionescu, Nicolae Iorga, oameni politici din provinciile istorice românești, Sextil Pușcariu, Iancu Flondur, Iancu Nistor sau Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, toți aceștia au avut de înfruntat vitregiile sorții și, desigur, marea răspundere de a face un act sau altul. În 1914, când a început primul război mondial, în urma atentatului de la Sarajevo, România, prin Consiliul de Coroană, a hotărât să se păstreze neutră și să păstreze o neutralitate binevoitoare, mai ales de puterile alături sau față de puterile care sprijineau idealul național românesc. Ionice Brătianu a trebuit să negocieze în numele puterii politice de atunci pentru a obține condiții favorabile, cât mai favorabile, României. Unirea a constituit visul de aur al românilor care trăim despărțiți datorită vicetitudinilor vremurilor, pentru prima dată a fost realizată pentru scurt timp, în 1600, de către Mihai Viteazul. Vechiul dezident al făuririi unității naționale, amplificat în Revoluția din 1948, realizarea unirii principatelor în 1859 și după cucerirea independenței țării, devine o certitudine în condițiile războiului mondial. Forțele politice din țară, rolul jucat de Ice Brăteanu și Casa Regală,
au chizuit îndelung în cei 2 ani de neutralitate, văzând interesele românilor rezolvat numai alături de forțele antante Anglia, Franța și Rusia. Hotărârea a fost luată la 16 august 1916, fiind declarare de război germanii și austro-ungarii, trupele trecând Carpații. Un entuziasm fără egal a cuprins pe românii din țară, pe cei din Transilvania, Bucovina și Basarabia, că au început să se înroleze în armata română. Întârzierea ajutorilor a determinat armata română să se retragă pe aliniamentul Galați, Nemoloasa, Mărășești, Mărăști și Urtuni. Luptele din această zonă au fost de durată, iar armata română a dat dovadă de eroism. Vreau să-mi permiteți ca din partea Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Rădăuți să vă transmit cu ocazia Zilei Naționale a României cele mai frumoase gânduri, sănătate și Doamne ajută! Mulțumesc! Thank you.